Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Deputatul Petru Marica și-a alăturat astăzi numele pe lista celor care au plecat din rândurile socialdemocraților spre Pro-România, partidul lui Victor Ponta. Marica spune că PSD-ul de astăzi a fost confiscat de un grup de oameni care îl folosesc pentru interesele lor personale. Polițiștii gălățeni caută un șofer care a fost filmat în această dimineață în timp ce mergea pe contrasens pe o porțiune de drum destul de aglomerată. Cursa de jumătate de kilometru a avut loc la intrarea în Galați și din fericire s-a încheiat fără accident. Un bărbat condamnat la 8 ani de închisoare după ce a împușcat un pădurar este căutat în Arad. La acțiune participă 10 de polițiști, jandarmi și pădurari și este folosit inclusiv un deltaplan pentru prinderea fugarului. 2200 de militari, 20 de nave de luptă și mai multe avioane militare participă la Sea Shield, cel mai mare exercițiu NATO din Marea Neagră. Exercițiul începe lunea viitoare și ține 4 zile. Spectacol la cazinoul Bellagio din Las Vegas, acolo unde imagini din serialul Game of Thrones au fost proiectate pe un zid de apă, făcut cu ajutorul fântânilor arteziene din fața clădirii. Spectacolul de muzică și lumini a fost lansat în timp ce fanii serialului numără zilele rămase până la debutul sezonului final. 12, dacă vă întrebați. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.